Pe bune, mă, ai luat o șchircă din asta? Ce? Nu vă place? Hai, frate, știi că nu ne place. Sorry, bro, dar mie îmi place. Mi-era și pe aici de arugat. Mamă, ce nașpa e! Bă, singurele bucăți ca lumea sunt popărelele și aripearele. Dar nu mai vezi o bucată de pulpă. Ca lumea. Păi înainte, când cumpăram o bucăți de pui, primeam o bucăți de pui, care împreună făcea pui întreg. Acum, de-abia dacă îl mai recunosc. Puuu, bă! Ce pute! Vezi, îți dă treabă. Iată, mă, și mie. Poate cu mine un gagic. Ce-i ce-a mutat? La șarmul tău n-a ajutat nimic. Bă, la cum arăt eu, i-ar plăcea și prințișorului. Tu ce? Tu ce, prințișorule? E supărat sau văd eu proast? Nu, nimic. Pare așa lovit în adânc cu sufletul tău de niște de-astea cuvinte apăsătoare. Nu am nimic. O, zic eu, stai așa pe gânduri. Ca și cum plângi în inima ta. M-am certat cu mama, ok? Faza e că mătușa mea a trimis ea ceva mail, cum că ea vrea să se retragă și să lase firma pe mâna cuiva. Și cum ea are numai fete, iar vezi, Doamne, lumea nu e pregătită încă pentru egalitatea de sexe, s-a hotărât ea brusc să-și cunoască cel mai vrednic dintre nepoți. Care, mă scuzați, nici nu e așa de bun. Adică, pe o scară de la 1 la 10, i-aș da minus 5. I-aș da minus 5, da. Și mă lămam cu faze tale de lei, că la plăcinte înainte, la război înapoi, rușinea unde o puneți? Din 3 fii, niciunul nu e în stare să facă nimica. Oh, calma-te, dacă vrei să fac ceva, spune-mi. Nu încerca să mă faci pe mine de rahat, doar pentru că nu m-am oferit eu să o fac de la început. Și frestii mei mari? Ce să facă mai? Zic că ei n-au chef, că n-au de ce se complice și a găsit cum. Vrei, continuă. Și mă forțează pe mine să iau o decizie, ca și cum ar fi decizia mea, doar că să nu fac eu pe aia de rușine. Mamă! Păi bă, tu o să fii mare șef! Și de-abia ai terminat liceul! Nu vă problema! Mă, tocmai asta e problema, că nu vreau! Bai nebunit! Nu asta visează orice puștan cu vârsta între 17 și 20 de ani? Să devină mare șef peste noapte? Oh, man, habar n-am ce vreau să fac cu viața mea. Nu ai să stau acum să mă apuc să muncesc. Mă gândeam să fac o pauză, călătoresc, poate fac o facultate. Alo? Doamne, doamne? Avem aici un băiat care crede că o să trăiască toată viața pe banii lui mama. Poate vrei tu, naiba, să vorbești cu el. Da, am încercat să-i sugerăm. Bine, doamne, hai că-i zic. Fii atent, după majorat să închide robinetul, gata! Bă, să li-și aruncă pui din pui. Părinții nu le mai dau bani copilor. Așa funcționează, bă, prințule. Ce aveți, mă, să băgăm tare pe versuri? Dacă ne țin de treabă, poate scoatem și un album. Credeam că vă o să mă înțelegeți. Opa, ce avem aici? Un artist. Mie îmi plac din ăștia și eu sunt artist. Tu ești alcoolic, mă! Se combină. Da, mama zice că să umbli frunza frăsinelului toată viața, asta nu miroase în azi, om. Oare vorbea de minți? Minți că no money dacă tu arzi artist. Fii atent, te duci la mătușita, te prezinți frumos cu un CV, dă și mie salariul ăla frumușel și te-ai asigurat pe viață. Cerile, zi-mă și tu ceva. Ești băiat numărat de bani, gata, fiecare pentru sine, croitor de pâine, ai de gând să te maturizezi? Poate mâine. E ok, aveți dreptate, o să mă duc și o să mă maturizez. Ha. Răstul răs, prințișorule, dar oriunde te-ai duce, bă, fii atent la mine, oriunde te-ai duce, fără noi n-ai să reușești. Ascultă aici. Mai bine
Miluiește baba cu ceva, că am dat la rețeta. N-am sals la vas. Poate tu n-ai, dar arăți ca și când ai avea. Vezi de treaba ta, mamă. Aoleo, vedea-te-aș mare, șef. Să vede că ai crescut fără mamă. Spune-i babei ce te chinuiește, că poate ți-ai fi de ajutor. De unde știi tu asta? Nu te uita că-s bătrână și urâtă. Fericiți cei neputincioși, căci a lor este puterea pe care o revarsă Dumnezeu din ceruri. Eu, așa nebună cum par, pot să fac o grămadă de lucruri. Încă tu, dacă ai avea puterile mele, lumea aceasta e purta, uite așa, pe degete. Și toate ar fi după gândul tău. Dar tot n-ai între cei câte au văzut ochii mei în atâtea veacuri ce por pe umerii aceștia. Mai bine miluiește baba cu ceva, că pare să-mi scumpă de calitate. Ia, mă, mai e de la mine mai puțin, de la Dumnezeu mai mult, că vorbești, de... O, da, de unde dai bunul Dumnezeu să-ți dea. Da. Auzi? Ascultă la mine. Nu mai e mult și ai să devii un mare șef. Un lucru n-a mai fost pe fața pământului. Atât de slăvit, de iubit și de puternic. Dar eu nu vreau să fiu șef. Nu? Dar ce vrei? Ce vreau? Ce vreau? Nu știu ce vreau. Să-mi dau seama ce vreau. Aia nu, nu-și dă seama omul ce vrea. Băi, trece viața, ai să miră cum a murit fără să trăiască. Yeah. Ai auzit de păcatul strămoșesc? Trebuie să treci prin ce a trecut maică-ta înaintea ta și să rup lanțul de greșeli pe care altfel generații întregi după tine le vor repeta la nesfârșit. Vrei, zic clar ce-i de zi sau lasă-mă-n pace. Când ajungi acasă, du-te în garajul în care zac toate mașinile vechi ale maică. Care mașină are să vină la tine? Când apeși pe brelocul de la cheia asta, aia are să te ducă la drum și are să scape din multe primejdii. A scăpat-o și pe maică-ta în tinerețile ei. Ba bune! Acum vrei să te și crezi, sau cum? Nu m-a întrebat de unde am. De unde, măi? Scultă la mine, că poate ne mai întâlni la vreun capăt de lume. Deal cu deal să ajunge. Dar amite un com. Mi-ar da și mie noroc acum să mă plimb cu o limuzină de asta, dar mamei, ia uite, interior de piele, volan de piele, ma. Hai să vedem care dintre aceste bijuterii ale ingineriei o să mă ducă pe mine la drum. Paia vă rog. Dar ce? Da. Cât de naiv poți să fii mă rog. Dacia-o mie 110! No way! De ce ar ține mama hârbul ăsta? Eu nu merg până oraș cu așa ceva. Măcar e adevărat ce spune despre ele, că sunt indestructibile. Pe autostradă în timp ce imagine să scurg prin parbriz, să ascult o piesă pe repeat fără să mă gândesc la nimic. Da, chiar. Am o idee, bătrână Daci. Ce-ar fi să dăm o fugă până la mare? Ajungem pe plajă, fac o baie și ne întoarcem înainte ca mama și de-a seama măcar că am plecat, gen ești grup trip cu rabla lui mama. De ce? Nu, îmi pare rău, n-am vrut să spun asta, ești, tu ești, nu ești rablă, ești cea mai bună mașină din lume, mașini ca tine,
nu se mai fabrică, ești mândria noastră națională, dar te rog, pornește. Dar mai ales, toate, dar să nu te oprești brusc în intersecții. Mama! Eu ce fac? Tu ce faci îmbrăcată? Așa. I-am prins pe imbecilii aia doi. Pe al mare, l-am prins la pod, iar în mijlociu s-a întors cu coada între picioare când m-a văzut. Doamne, apără-mă de găini, că de câini nu mă tem. Da, eu vezi că nu pleacă nicăieri, că au ce mânca la casă dumitale, că... Ce mânca? Văd eu bine că au. Ei s-au dus să petreacă pe o insulă pustie, unde duduia muzica non-stop. Asta făceau ei. Da, nu-i problemă, le-am tăiat eu cărările. Și cu blana asta ce e? Ca să nu mă recunoască? Da. Of, Doamne, ce sămânță mi-ai dat! Pe nici nu nu-l duce capul. Mi-a zis mie mama, hai să crești, hai să ai copii și hai să vezi. Și am văzut. Măcar de-aș fi putut să îi arăt arogantă aia de sor mea, că degeaba ai avere dacă n-ai visuraș. Dar de unde? Doi se dau în dos la porcii, iar al treilea mai se dea peste mine să mă omoare. Dar unde te-ai până la asta, prostule? Eu... Sper că nu te-ai hotărât să fii și tu artist ca frații tăi, că e plină lumea. Ce-ai zis, mă? Vorbește că te strângi gând. Mamă, gata. Te rog, dă-mi voie să plec la firma, mă. Și ți-ți promit că... Tu, mă, să conduci o firmă? Păi tu nu vezi că nu ești în stare să conduci o mașină? Păi măcar încerc. Doamne, și tocmai cârbul ăsta ți-ai ales. M-am gândit să-l mai iau lumea la ochi, să... Draga mami, iubita mami. Unde ai fost atâta timp? E o mașină bună. Normal că e. E prima mea mașină. Am cumpărat-o din primii mei bani și am modificat-o între timp. I-am plână rău. Așa ca tine. Da? Numai tu mie! Nu mi-a dat nimeni nimic pe degeaba. A trebuit să muncesc pentru tot ce am. Mă, mie, cum ai găsit cheia? Nu-mi trebuie. Cum ai găsit-o? Din greșeală, era. Uh-huh. Era. Uite ce e. Dacă tu vrei să te duci să conduci firma, eu n-am de gând să te opresc. Dar nu cumva să mă faci de râs de față cu gând fata aia, că la casa mea nu mai ai ce căuta. M-ai înțeles? Da, mamă, da. Și ai grijă, da, să te ferești. Pa, mamă, da? Pa, pa. Se vede că ești străin și nu cunoști zona. Noroc cu mine, eu știu bine drumurile pe aici și crede-mă, e cam greu de călătorit singur. Nu cumva ai nevoie de un copilot? Bine că nu te-ai oprit mai încolo, în curba aia, unde trebuie zmeticii cu drifturi. Și eu mai de o zi, când mă vezi de voinic, era să fiu USB frontal. Bum! Impact total! Am scăpat ca prin minune. Mai bine taci de unde ai venit. Sau, dacă ai de dus înainte, ia pe cineva cu tine. Ești ok cu scaunul? E super. Dă-i pedală. Băi, de bun! Era asupra listă mai devreme. Scuze, e prima dată când plec la drum lung, e... Și încotro. Păi, cred că eu ar trebui să întreb asta. Eu? N-am destinație. Merg undeva cu ochii și mă bucur după cum se poate. I enjoy the ride, cum s-a zice. Ce tare. Nu? Mi-ar plăcea să fac și eu asta. Păi și ce te împiedică? Familia, să zicem. Am înțeles. Ai tăi vor să fii medic, dar ție nu-ți plac injecțiile. Ceva de gen. Ai 18 ani? Da. Păi, gata, ești adult. Faci ce vrei. Te poți să faci o chestie de-asta penibilă, să fii contabil sau ce. Povestea e mai lungă la tot aici. Avem timp.
Mă, faza e că mătușa mea are ceva firmă, Green Corporation, e mare, e... Da. Poate ai auzit. Și ideea e că vrea să se pensioneze și să lase firma până la cuiva, doar că ea n-are moștenitori. Și mama, dintre toți, m-a forțat pe mine să plec de acasă și să vreau eu afacerea. Crud din partea ei. Da, mă rog, ideea e că eu n-am chef să muncesc acum. Vreau să fac o pauză, să mai călătoresc, nu știu, așa ca tine. Normal. Nu vreau să am responsabilități, să... Cine are? Da, n-am chef de muncă să... E greu, te înțeleg. Din cruda copilărie muncesc numai printre străini. Am fost bucătar într-un restaurant de câini în Los Angeles, curățător de băi în Mumbai, vânturător de prosoape în Bali, zile la tot felul de munci și uite așa, muncesc. Bă, și nu se alege, domne, nimic. Pentru că tot de șef calici am parte. Și vorba aia, la calic muncești, calic rămâi. Păi da, da, ai un CV impresionant. Și o inimă, s-o dea Dumnezeu oricui. Da? Ce folos. Când ești bun, ești luat de prost. Asta cam așa. Vezi că după curba aia, mai încolo, e o benzinărie în pantă. Poate o fim și noi să luăm apă, că după aia, adio civilizație. Da, șef, cum zici tu. Eu mă duc, iau niște apă și mă întorc. Da, du-te. Stai aici, ok. Auzi, nu cumva m-am uitat portofelul pe acolo, că... Tu unde ar trebui să... Ah, uite. Mersi. Imediat. Mersi. Mă rog. Și unde ziceai că stă mătușa ta? Și cumva spre diagonală, spre marginea lumii, dar am astea, coordonatele GPS de la maică-mea, și că ea are un... Un ac goeresc, cel mai mare. Păi știu, mă, unde să te duc, stai așa. Dacă zici că e cel mai mare conac goeresc, n-are cum să fie altul. Uite, na. Te duc eu până acolo, da. Nu, e bine, că oricum nu prea mai aveam baterie la telefon și... Da. Alele, de ce aveam un viclean, ce bine, mi te-am căptușit. Ce-ai zis? Că în ultima vreme m-am căptușit. Wow. Da. Asta merge în tot. Eu cred că până aici am avut de mers, oricum, mersi până ai condus. N-am vorbit, mă așteaptă un drum lung înapoi și m-aș odini puțin înainte. Dacă mătușa ta ar fi drăguță să mă găzduiască și pe mine, măcar atâta răsplată că te-am adus până aici. Păi, da, cred că mă-ți... Mătușă! Dacă aș fi știut că vii, aș fi trimis după tine. Eu să nu mă descurc, mătușă. Mă scuzați, eu sunt nepotul dumneavoastră. Alex, fiul mai mic al Alexandrei. El e asistentul meu personal. Harabal, l-am angajat recent. Eu sunt nepotul dumneavoastră, iar pe el nici măcar nu-l cunosc. L-am luat în drum cu mașina spre conac, ăsta n-are nicio treabă. Am nevoie de dovadă. Harabal, din cauza crizelor tale de identitate, sunt nevoit să mă legitimez în fața proprii mele mătuși. Da, într-adevăr, semeni puțin cu rudele noastre. Oțule, le-ai fără de la mine! Le-a furat de la mine! Scuze-ne puțin, mătușă. Ascultă, tânăr frumos și liber. Mână, mână alta, nu ai acte. Așa că dacă nu faci ce spun eu, o să rămâi doar un cadavru neidentificat, aruncat pe bucățele prin pustietățile astea. Nu mă crezi? De azi înainte, eu sunt nepotul lui Grinsio. Iar tu ești Harapal, asistentul meu personal, care e fericit, care are de muncă și nu iese de sub cuvântul șefului. Iar dacă spui cuiva adevărul, sau că te-am angajat fără contract, te omor și pe tine și pe toată familia ta. Ai înțeles? Dar până atunci, n-ați o palmă ca să înțelegi ce am zis. Adevărul e că nu-mi faci bine, ne poate. Dacă spui că vine dintr-un mediu defavorizat, mai bine să nu folosești violența. Uită-te și tu, mătușă. Le dai locuri de muncă și ei și eu în cap. Dar e foarte deștept. De-aia l-am angajat. Zici și tu ceva. Sunt încântat. Chiar vorbeam cu el în mașină despre mama mea, care îți transmite cele mai calde salutări. Sunt sigură.
Frații tăi ce mai fac? Sunt foarte bine, foarte bine, da. Cu câți moștenitori a fost binecuvântată sora mea? Trei, mătușă. Și dintre toți, tocmai tu? De mic am fost înzestrat cu un spirit antreprenorial și când mi-a spus mama că mătușa are o firmă de moștenit... Ta-ta-ta-ta-ta. Green Corporation nu este o firmă. Este un concept. Noi facem totul să protejăm natura și zonele periclitate. Să oferim un mod, un cămin speciilor afectate de om și să promovăm un mod de viață bio. Cred că sunteți amesiți. Masa! Poftiți! Mâncați cu încredere! Totul este de producție proprie. Bio! Mai mâncate așa salată de când ești? Chiar vreau să te întreb de unde e, că tare bună. Te cred. E o plantă foarte rară, folosită de multe vedete pe post de tratament de rejuvenare. Însă, e o plantă foarte rară. Cum să fac eu rost, mătușă? De câte vrei. Ia-o sara. N-are de unde. Mă tem că se găsește doar în habitatele sălbatice ale ursului brun. Și de ce? Pentru că excrementele de urs brun fac ca salata asta să fie magică. Eu, sărac, nu te descurci și tu să aduci o să le zic. N-are de unde. Eu însumi fac rost așa de poftă. Uite, îți dau ție și porția mea. Vai, mătușă, am văzut eu multe biete, dacă asta n-am mai văzut. De unde ai făcut rost? Țara asta este plină de minuni. Nu departe de aici este pădurea cerbului. Legenda spune că cerbul ar fi tot bătut cu pietre scumpe. Ba chiar are una în frunte, care este cea mai scumpă bijuterie de pe pământ. Însă, cerbul e vrăjit, iar cine se uită în ochii lui, moare împietrit. Însă, cine s-a uitat în ochii lui și a avut norocul să găsească o piatră scuturată prin iarbă, acela s-a îmbogățit peste noapte. M-ai înțeles? Doamne, ce povești mai treci și cu părțile tale, mătuși. Ia, sărac, nu te descurci să aduci și tu o pietricică. Doar dacă vrei să-l faci dispărut. Dar cea mai scumpă bijuterie de pe pământ e bună pentru o mătușă ca tine. Nu-i nevoie, mătușă. Haraf, tu de unde știi? Fă cum faci, dar nu-mi pas. Să nu te întorci fără salată de la urși și pietre de la cerbi. Te avertizez. Este foarte periculos pentru asistentul tău. Mai ales că pare așa, pierdut în spațiu. Stai liniștită, mătușă. Genele lui sunt desprinse cu munca grea. Atât azi trebuie să faci altfel, că rămâi sclavul meu până la moarte. Dă-i drumul. Nu cumva tu ești... Află că eu sunt Sfânta Duminică și știu ce necas se poartă. Află că și eu sunt Harapalu, mai nou. Ceea ce e o prejudecată stupidă, dacă stai să etimologia cuvântului. Ziceam de spun că e cam xenofob. Xenofob? E un dubios oportunist care vrea el să fie șef cu orice preț și mă tratează ca pe un sclav. Rău cu rău, dar totuși mai rău fără rău. M-a amenințat că mă omoară. Din câte văd, bă... Ești mai fricos decât o femeie. Totuși, nu mai stai acolo, că poate ai primit poruncă să găsești un leac pentru corupție. Da, asta și mai știi. Se aduc salate de la urși și pietre de la cerbi. Poate și vreun magazin deschis la ora asta. Și mai bine. Poți să te duc direct la sursă. Ne teleportăm. Asta nu e una dintre puterile tale paranormale? Nu. Mergem cu mașina. Nu știu cum, dar chiar, vreau să întreb, cum anume ai făcut rost de cheie? Ai fi surprins cât de mult se vede cu mama ta când era de vârsta ta. Lasă-mă să ghicesc, aici e piața cu verdețuri. Aici găsești tot ce-i tu nevoie. Arată ca o închisoare. Bun venit la Green Corporation, firma pe care o conduce mătușa ta și pe care tu urmează să o moștenești. Nu pare foarte green. Impresionant, nu? Un imperiu clădit în aia. Da, ce păzesc ea acum? Exact ce trebuie să găsești tu. Exact ce nu voiam să aud. Nu-ți face sânge rău că eu am să te ajut.
Ai norocul și hibernează în perioada asta, nu? Totuși, tu trebuie să fii atent. Strecoară-te prin crăpătura aia al gardului și o să descuși ca ursul care doarme. Trebuie să intri cu grijă la sârmă, că te electrocutează, și încetişor să culegi salata din jurul lui, fără să alerte sistemul de securitate. Ai înțeles? Nu, după aia ce fac? Te duci în cușca următoare, care e cușca cerbului, ridici ghilotina și trebuie să stai pe lângă crăpătura prin care scoate capul. Vorbești cu el, cu binișorul, îl convins să-ți dea piatra. Totuși, dacă nu reușești, trebuie să-l furi. Orice-i face, dacă alertezi sistemul de securitate, ghilotina cade automat. Ești gata? What the fuck? Despre ce vorbești? Du-te că nu-i timp de pierdut. Nani, nani, puiu, mami, când dormi capul, bă, poate un tuc, cum era, bă, la mie așa. Stai! De ce au distrus? Nu știu, bă, eu eram cu aia niște salată. Vreau înapoi în pădure. Îmi pare rău. Domnule Cerb? Domnule Cerb? Arată-te! Mi-e frică! Ce vrei? Șeful meu m-a trimis să vă iau piatra din frunte. Omoară-mă! Nu vreau să vă omor! Scutește-mă! Adică, păi sunteți un cerb vestit, este chiar și o legendă despre dumneavoastră, cum că asta în pădure, ați avea pietre, iar cei care vă privesc în ochi ar muri. Sunt bătrân, ultimul din specia mea, da? Sunt... Foarte singur. Cât de bătrân sunt pe aici? Sunt pe cale de dispariție. Și atunci de ce vă țin aici? Locomie. Doar pentru pietre? Multă locomie. Bun. Domnule Cel, cu tot respectul, dacă îmi dați voie să vă iau pietra din frunte, eu promit că vă redau libertate. Cine ești? Arapal, să zicem. Arată-te. E adevărat că cineva privește în lui cum are împietrit? Cerbii nu fac asta. Oamenii sunt deja împietriți. Deci tot e o minciună. Oamenii spun asta doar că se felicite între ei după ce ne omoară. Mătușa mea spune că sunteți vrăjit. Uită-te la mine și jură. Ce? Jură să ocrotești natura. Jur. Mai rabde și tu, fătul meu, că mult ai avut de răbdat și puțin mai... Până cu ți-a fost mai greu, dar... Dacă înainte tot așa are să-ți fie. Știu, dar e multă informație de procesat. E... Vorba aceea, zi lume și te mântuie. Nu înțeleg nimic. E o perioadă mai grea, dar o să treacă. Săracul cel, din cauza mea a murit. Sincer, nu vine să cred cum mătușa mea e în stare să facă una ca asta. Și mama, atâta invidie pentru nimic. Părinții mănâncă guride și copiilor ni se strepezesc. Îmi vine să arunc totul în aer. Trebuia să vezi animalele alea. Trebuia să le eliberez. Să știi că așa rețineau și pe noi pe vremuri. Tot oamenii. Da, tu... Semeni cu cineva într-o poză mai veche, cu verișoară de-a tatei, despre care toată lumea zicea că e nebună, fără să spune, și că de-a s-au dus-o departe, dar... Tata mi-a zis odată că nu de-a s-au dus-o departe, ci pentru că știa prea multe. Tu clar știi multe, sau... Mai mult semeni cu o icoană. Din aia, ca Mona Lisa, așa. Care te privește din orice colț al camerei. Am avut și una de-asta de la tata. Oricum, îți mulțumesc pentru ajutor. Da, încredințat că nu eu, ci puterea milostenii și inima ta cea bună te ajută. Acum tu darurile stăpânului tău, să facă borș cu ele.
asistentul tău. Harap. Ce mai speriat. Ai, te mai speriat. Poftim ce mi-ai cerut. Poftim, mătușă. Cu mic atenție. Cum ai făcut rost de astea? Ți-am spus că e descoperiți? Vreau să vorbesc cu asistentul tău. Știi ceva? Până la urmă, slugă-i slugă și stăpânul-i stăpân. Vreau să stau de vorbă cu el. Vreau să vorbesc cu el între patru ochi. Vezi, mătușă, aici greșești. De-aia nu-ți dau urși și sălăți și cerbi pietre scumpe. N-am ce să vorbesc cu tine, impostoară. Le-am luat de la sorsă. Ești mulțumită? Mătușă, vorbești cu mătușa mea? E o impostoare, e la fel ca tine. Băiete, am înțeles că ai avut o copilărie nefericită. Dar dacă ai vreo necesitate sau vreo dorință, să știi că putem rezolva. Auzi, dar tu îi faci toate poftele lui? Mâncați, beți și vă veseliți, dar la fata lui Rețio nici nu vă gândiți. E o adolescentă disperată, după atenție, dispare imediat. Cine-i mă Rețio? Rivala noastră. Anul trecut a fost lideră pe piața de vânzări. Anul ăsta vrem să o întrecem. Fii sigură că o să o întrecem. Auzi, Harap, ia de tu la Rețio și spune-i că vrem să-i cunoaștem fata. Și de ce nu? Să mă căsătoresc cu ea. Cum să te căsătorești cu ea? Este o inadaptată. Atunci e perfectă pentru Harap Alb. Pleacă până nu te întorci de unde ți-au venit strămoșii. Bun, asistență, ai ales. E un locul tău la sine cât mai aproape. E, ba să-și pună pofta în cui. Altul locul meu îl concedia de mult. Pe câine îl mai poți ține în lanț. Dar unii oameni sunt mai rău decât animalele. Of, mătușă, văd că te-ai cam ramolit. Dar stai liniștită. Când îi fie șef peste toată împărăția asta, nu vor mai fi așa blânde vremurile. Vorba aia, omul sfințește loc. Noaptea să fac de mâncare, să duc la copii. Îi muncesc săraci. Da. Da, unde vrei să ajungi? La Red Corporation. Știți cum unde e? Știu, aș doar focusul arsă, că din cauza ei am rămas pe drumuri. Ne-am închis fabrica și ne-au promis că ne angajează la firmă, dar de unde? Ne-am lăsat de izbești. Eu am putere de muncă, dar nu de lucru. Înainte prelucram miere de cultură autohtonă și acum vând sirop cu zahăr și zic că e miere bio. Da, mă rog. Da, despre șeful firmei, știți ceva? Are o enumerare, domne. Și că vinde oamenilor orice, lucruri de care oamenii nici n-au nevoie. Adevărul e că nimeni n-a mai văzut decât cu scandalul cu dosarul, dar... Despre fiica ei ce știți? A, cred că e de vârstă cu tine. Învață foarte bine. Am luat bacul cu 10 și olimpică la informatică. Eu știu la nepoțica mea care a fost colegă cu ea acolo, la oraș. Și ei deșteaptă. 10 pe linie. Yeah. Îi plac limbile străine și zice că vrea să studieze în străinătate. Nu pot să spun. Da. Dar de ce mă întreb? Poveste lungă. Eu cobor aici, mulțumesc. Da, credeți că... A, nu, păstrează-o, că poate se face foame mai târziu. Fii atent, ca să ajungi la firmă, o iei înainte pe la Descopăcești, treci de furnale și de lacul de petrol, apoi o să o vezi, dar eu zic că n-ai ce să cauți pe acolo. Hai, pa! Mulțumesc că ai oprit. Începuseră să mă doară picioarele. N-ai pentru ce? Încotro? Red Corporation. Aha, mai ai. Știți unde e? Doar că e foarte departe. Dar tu ești ok? Am fugit de acasă. Și eu. Am fugit de la propria mea nuntă, ca să fiu mai precisă. Da. Nu sunt pregătită să mă marit. Tu mă înțelegi, nu? Da! Nici eu nu sunt pregătit să mă marit, nu sunt mă marit. Be? Sunt la volan. Eu cobor aici, mersi. Și să-mi deschimi la nu, postează-o. Poate o să-ți spun de bine mai târziu, ca să nu ți
să se strice veseria, acum mi s-a stricat și mie. Mulțumesc. Aici când trebuie pur și simplu să mulțumesc cu o furisită de firmă. Alții muncesc toată viața și n-au parte de ce-i tu. M-am săturat de aerele tale de artist. O să ajungi un sărac și un neînțeles. Da. Mama mea crede că sunt o ratat. Mă rog, poate că sunt. Eu nu vreau să am nicio firmă. Nu vreau să am parte de problemele voastre nerezolvate, de care eu nu știu cum să scap pentru că nu m-a învățat nimeni. Nu vreau să fiu ca voi, mi-e rușine. Vreau să plec departe, unde oamenii nu se comportă așa, unde astfel de oameni nici măcar nu există. Da, vreau să fiu artist și o să mă duc acolo unde pot face asta. Dar știți ce? Ce o să-ți pară rău la bătrânețe când vei avea nevoie de mine. Tu o să regrezi că m-ai alungat de acasă, da, la bătrânețe. Și eu nu o să mă mai întorc. Se vede după aerul de adolescent traumatizat. Ce căutați voi aici? Asta mă întreb și eu. Că două ori încerc să fac un delivery și nimeni nu comandă până aici. Ți-am auzit suspinele de cățeluș și am venit să te salvăm pentru că ești prietenul nostru din cartier. Zi-mă ce te-a supărat. Nu o să vă vină să credeți. Green Corporation e o mare vrăjeală. Tot e pentru bani. Bă, ușor cu filozofia. Pe cine batem? Pe cine batem? Violența nu rezolvă nimica. Trebuie să spunem tuturor adevărul. Nu mă întrebați ce făceam aici? O revoluție pare, revoluție pare și că mă nu se vede. Auzi, mă, rezoluție. Te-ai întâlnit cu cineva pe drum? Da, cu cine nu m-am întâlnit. În drum spre Conac am luat cu mașina pe un tip dubios, care mi-a furat actele și s-a dat drept nepotul mătușii mele. Iar acum eu sunt harap alb, sclavul lui personal. Care mă spână? Păi el știu eu, mă, pe ăla. Ăla e ultimul prăjit. Era mare șmecher că a fost căpșunar în afară și când s-a întors în țară a prăpădit toți banii la păcănele. Și mi-a dat locuri de parcare la noi în cartier. Bă, stai liniștit, aducem noi la no, 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 nu, nu-l aducem că a zis că mă omoară dacă sunt oh, nu te omoară, bro, nimeni. Și în plus ce nu te omoară, te face imun la acea substanță. A, sau mai puternic. Băi, e gata! Că se face fix o oră de când n-am mai pus primitură de mâncare în gură. Bă, mie îmi scade glicemia și voi nu vă puneți cu glicemia mea. Apropo de la glicemie, se întâmplă să ai ceva de băut? Sau de mâncare? Dacă tu ne-a rătăcit, măcar avem provizii. Oh, la chiu dublu distilat de sfeclă de zahăr. Specific ocazilor festive din zonele nord-estice. O captură rară și mâncare gătită, old fashion. Ideea e că spunul vrea să o ia pe fica lui Rezio și să se căsătorească cu ea. Cum să se căsătorești, mă, cu fica unui mafiot, ai nebunit? Pentru influență, dă. Ideea e că spunul o să fie ocupat cu nunta. Iar între timp ăsta eu pot să stau de vorbă cu buna mea mătușă. Păi dacă vrea tăcerea mea, n-are decât să mi-o cumpere. Păi, și care e planul? Păi tocmai asta e problema, că n-am un plan. E un plan excelent, hai să mergem. Păi și mașina? Hai, mă, luăm noi la întoarcere. Yeah.
A mers, dar aici n-are cum să fie Red Corporation. Dacă fica lui Rezio se ascunde, noi ce dracu căutăm la Red Corporation? Băi, uite-ai zbaga, n-am un plan! Ce treabă avem noi cu Rezio? Noi vrem fata, nu? Vă spun eu că fetele de calibru ei trăiesc în puf. Trebuie să ne uităm după urme de mașini luxoase, hoteluri de lux și minus de carduri de credit parfumate. Vă spun eu că fata pe care o căutăm nu se ia ușor. Cum vrei să o luăm pe fata? Stai, nu-mi spune. Consimțământ era, mă? Mamă, ce foame mie! Bă, voi nu știți, mă, cum e să scadă glicemia. Deci îmi țiu eu urechile, iată mai acolo. Ca atunci când eram mici și mama ne lăsa singuri și noi rămâneam foarte des fără mâncare și alea erau cele mai negre zile ale copilăriei mele. Păi înainte, noi n-aveam nimic din ce ne trebuia și acum avem de toate și nu mai trebuie. Mamă, ce prăv, îmi pare că i-am dat un review prost la comandă. Ce-aș mânca, mă, un cheeseburger cu bacon prăjit, cu ceapă caramelizată, cu sos de barbecue, cu ardei iute, cum se văgânește din toată bucata aia de carne, cum să nu vrei să-l mănânci? Auziți? Vă auziți? Mă cheamă la el! Nu știu dacă alcoolul rezolvă situația. Alcoolul rezolvă mereu situația, așa face și mama. Bă, chiar sunteți frați? De la alții, dar am crescut împreună. Și că mama pleca să-i încheltească o alocație pe băutură, cine crezi că rămânea cu devoratoarea asta? Eu! I-am dat să mănânce pătuțul! Pătuț? Nu! Nu mai tăcea din gură bestia! Și l-am mâncat pătuț! Stinghe cu stinghe! Bă, dar voi ați fost vreodată alcoolici, mă? S-au dat prin două. Nu era alcoolic. Dar de mine nu s-a prins. Nu știu de ce. Probabil pentru că tata făcea unul la băutură și ne bătea pe mine și pe mama. Nu știu, cert e că urăsc mahmureala. Se crede să nu te oprești din băut ca să nu simt mahmureala. Mi-e foame, bă. Bă, vă las, eu mai văd. Ia ține. Așa, zicea și tata. Acum ăla pleacă, ăla plânge, ăla moare, ăla nu știu ce face. Vrei să vorbim despre părinții noștri. Nu te învață părinții, cât te învață școala vieții din cartier. Singura școală fără profesor, de la care nu prea ai cum să lipsești. Și pe care pot să zic că aproape am absolvit-o. Ehe, spre deosebire de alte forme de învățământ. Mai bine povestește tu de când era adoptat. Înfiat. Cum adică? Fost de la... Domnul și doamna Popescu. Da, am fost adoptat, înfiat. Domnul și doamna Popescu, uitați, o să fie foarte emoționat. Domnul și doamna Popescu m-au luat în custodia lor alături de alți 5 copii frați de la alți părinți. Ca să nu râd. Da, ochiul. Ochiul ăsta. Fratii mei m-a pus să mă urlau pe tar de tin ce explodat și din aici o pasăre roșie de foc care a intrat prin ochiul meu direct în creier și de atunci tot țipă la mine să o eliberez. Dar nu știu cum își optește tot felul de povești și apoi și cântece de leagă, e ca un om imaginar. Uite ce-am zis. Eu când mă uit la voi, îmi dau seama că eu sunt relativ ok. Ăsta poate mult mai fără supărat. Da! Mamă, ești un geniu al calculatoarelor! Știați, mă, că geniul a spart parole la toate rutele din cartier? Chiar, mă, ce mai face, mai la tot în Italia? Ceva e ciudat. E doar un joc, bă, de-ai vei! Tu ești cumva fata lui Rezio? Da, Phoenix. Ce cauți tu aici? Mulțumesc că m-a salvat, că trebuie să... Nu, stai. Trebuie să vii cu mine. Adică, nu, vreau să spun, vrei să vii cu mine? Unde? Te rog? Unde? La o întâlnire. Bravo! Bă, ok, dar am ceva de făcut mai întâi, veniți cu mine? Hai! Da, bine de ales!
simți? Fica mea. Pe care a închis-o fără voie într-un spațiu dezafectat. Și credindu-te cine sunt, o? Apară niște copii care vă ajută să ieși de acolo. Chiar, mă. Hai să facem cunoștință. Deci ea e fucking Rezio, cel mai bogat om din lume și din păcate mama mea. Și voi sunteți? E o poveste mai complicată. Noi... A, da? Da. Ia auzi, ia ieșit mă afară în clipa asta. Scuze, mama mea e mai ursus de când a devenit o mafioasă. E mai rău, ca dacă data trecută când m-ai închis într-un mall, ți-am cumpărat un mall întreg, doar pentru tine! Nu am nevoie de el! Mall-urile sunt niște cimitire energetice în care oamenii își îngroapă banii în schimbul a ceea ce crede că e fericire. Dar se înșală, mama, tu te înșeli! Ești o nerecunoscătoare! Ați copii mor de foame și nici nu visează să aibă ce ai tu! Dar de astăzi! Nu! Ați fi atât la mine! De astăzi nu mai vezi nimic din partea mea! Da? Vă mai rețin doar o clipă. Aveți șansa să vedeți pe mama mea cum mărturisește faptele de corupție, pentru că dacă nu, mama, de data asta chiar o fac, îți jur, o fac! Vedeți butonașul ăsta? Toți banii și toți anii și toți banii investiți în educația mea dat roade. Se pare că e fată mai deșteaptă decât crezi, pentru că dacă apăs butonașul ăsta, toate serile Red Corporation o să sară în aer, toată firma ta împuțită o să ardă din temelii. Nu mă credeți, habar n-aveți cum evoluează tehnologia în ziua de azi, ca să nu mai vorbim de accesul nereglementat la materiale explozive. Faci o mare prostie. Deci jur că dacă mă atingi, apăs butonul.